Revoluția de la 1848 în Ardeal și în Muntenia. Românii transilvaneni doresc să se unească cu țara și acționează pentru împlinirea acestui ideal. Evenimente dincolo și dincoace de Carpați. Proclamația de la Blaj, instalarea guvernului provizoriu, disensiunea care îl macină, trădarea boierilor reacționari care solicită ajutorul turcilor. Personaje istorice: Nicolae Bălcescu, domnitorul Gheorghe Bibescu, mitropolitul Andrei Șaguna, Ion Eliade Rădulescu, Simion Bărnuțiu. La răscrucea marilor furtuni. Dramă 1980. Regia Mircea Moldovan. Cu Cornel Ciupercescu, Maria Ploaie, Ion Besoiu. Filmul românesc este la TVR Internațional.